Mihail Sadoveanu s-a născut în Târgul Pașcani la 5 noiembrie 1880. Tatăl era avocat și provenea din Oltenia, iar mama țărancă dintr-un sat răzeșesc moldovenesc. Scriitorul va moșteni dinspre mamă spiritul contemplativ și lirismul, iar dinspre tată înclinarea spre balada eroică haiducească și spre epicul dens, aproape comportamentist. Urmează școala primară în satul natal, gimnaziul Alecu Doniș din Fălticeni, Liceul Național din Iași. Intenționează să urmeze dreptul la București, dar atracția pentru literatură îl determină să frecventeze cursurile facultății de litere. Nu termină facultatea din cauza unui eveniment care survine în viața sa. Vânătoarea și pescuitul reprezentau una dintre marile plăceri ale lui Sadoveanu. Considera pescuitul o petrecere cum ar fi un cântec al pescarilor, ori o poezie a lui Alexandri. Natura l-a înzestrat pe marele scriitor cu o statură de uriaș, dominând prin simpla prezență pe cei din jur. După ce publică în presa literară, încă de la 18 ani, debutul editorial se produce, în mod spectaculos, cu 4 volume concomitent: Povestiri, Dureri înnăbușite, Crâjma lui Moș Precu și Șoimi. Anul 1904 a rămas în istoria literară românească, pentru acest motiv, drept anul Sadoveanu. Debutantul atât de fecund va confirma promisiunile, Sadoveanu devenind prozatorul cu cea mai întinsă și mai variată operă din literatura română și unul din cei mai prolifici și mai proeminenți scriitori europeni. Este autorul a peste 100 de cărți. Dintre temele universului sadovenian este evocarea trecutului istoric și războiul. Romanele și povestirile inspirate din faptele trecutului acoperă o mare parte a istoriei naționale, în varianta ei moldovenească îndeosebi. Personajul central este poporul român, prin scene de masă, ori prin reprezentanți vrednici din toate structurile sociale: voievozi, boieri, oșteni, călugări, haiduci, ciobani. Au la bază un cumpănit raport între document, adevăr atestat istoric și legendă. O altă temă este natura în infinitele ei manifestări. Ca și țăranul român, natura e prezentă pretutindeni. Ea curge ca și timpul printre lucruri și făpturi și cântă pe diferite tonuri și timbre, la unison cu cei care îi dau nume și o armonizează. Natura este nu numai leagănul ființei umane, dar și învățătorul tuturora. Omul are darul înțelepciunii, căci a învățat din marea lecție a naturii. Iubirea, ca trăsătura a eroului sadovenian, este motivația actelor eroilor și eveniment fundamental în destinul lor, motiv de conflict și răzbunare. Datina și destinul sunt coordonate ale vieții eroilor. Vânătoarea și pescuitul au caracterul unic al întâmplărilor. Satul și biserica sunt importante motive ale universului sadovenian. Divanul și judecata sunt recunoscute drept motiv epic sadovenian. Altă temă, viața țăranului român în variatele ei ipostaze. Tema vieții țăranului e una integratoare la Sadoveanu, el fiind întâlnit în toate operele. Scriitorul a mărturisit adesea: țăranul român a fost principalul meu erou. Ultima temă vizează viața vechiului târg moldovenesc. E viața unei umanități lipsite de orice orizont, a micilor funcționari, a impiegaților, a târgoveților. În continuare vom prezenta, pe scurt, câteva referințe despre operele lui Sadoveanu care se studiază în școală. Baltacul are ca punct de plecare balada Miorița, iar modelul ei compozițional este mereu expus ca un leitmotiv.
este romanul unui suflet de munteancă, văduva Vitoria Lipan, pentru care îndatoririle față de soțul ei sunt comandamente exprese ce nu-i dau răgaz până când nu-l află răpus și nu-i face înmormântare creștinească. În trilogia Frații Jderi este evocată perioada de extraordinară înflorire politică și economică din timpul domniei lui Ștefan cel Mare. Romanul este construit pe două nuclee, unul în jurul domnului Ștefan, dezvoltând tema luptei pentru destinul național și realizând cadrul social-istoric, iar celălalt având drept centru pe Ionuț Jder împreună cu familia lui Manole Păr Negru și urmărind formarea eroului, a luptătorului pentru apărarea ființei naționale. Romanele Șoimi și Nicoară Potcoavă duc mai departe elogiul luptei pentru neatârnare. Creanga de aur reface trecutul neguros și mitic când zorii creștinismului mijau pe pământul vechii Dacii. Această carte, de atmosferă și de inițiere ezoterică, pune în evidență valorile spirituale și morală antecreștină care au intrat în componența spiritualității românești sub formă de elemente păgâne. În zodia Cancerului sau vremea Ducăi Vodă, acțiunea se petrece în Moldova, secolul al XVII-lea, în perioada lui George Duca Vodă, personaj al cărui caracter își pune amprenta asupra vieții sociale și politice a țării în mod nefast. Dimensiunea realistă a romanului constă în faptul că tema, ideea, conflictul, subiectul sunt luate din realitatea social-istorică. Având un caracter romantic, dat de idila dintre Alecu Ruset și domnița Catrina a lui Duca Vodă, romanul reprezintă o meditație sadoveniană pe tema destinului. Hanul Ancuței este o sinteză a universului sadovenian, fiindcă aici găsim toate temele și motivele, programul său estetic, conceptele și modelele narrative, prototipurile umane, simbolurile și timbrul sadovenian. Hanul este un nucleu, un model de viață românească unde, din vremuri de demult, se păstrează obiceiul de a întemeia sfaturi. Eroii vin aici să-și depună comoara lor de înțelepciune. Neamul Șoimăreștilor, roman realist, evocă lupta pentru dreptate socială împletită cu cea pentru libertate națională. Tema, eroii, conflictul, subiectul au un profund caracter social. Mesajul critic al romanului rezultă din alegerea subiectului, a conflictului, pentru că evidențiază aspecte negative ale societății feudale. Țara de dincolo de Negură se înscrie în tema Vânătoarea și pescuitul. Dar, de fapt, natura este tema principală a povestirilor. Natura este locul unde viața și moartea se împletesc, participă la viața eroilor și este un mijloc de apărare împotriva dușmanilor. Ca personaj urmărit cu multă atenție și curiozitate, în universul lui Mihail Sadoveanu, natura reprezintă locul unde omul se întâlnește cu lumea mitului, a poveștilor și a fantasticului. Domnul Trandafir are ca temă școala, copilul și copilăria. Cele mai duioase amintiri ale autorului sunt legate de școală și de învățătorul său, domnul Busuioc, care devine în această povestire domnul Trandafir. Trăsătura cea mai importantă a domnului Trandafir este sufletul pe care îl punea, ca un apostol, în cuvintele ce le rostea și credința în valorile semănate pe ogorul minții copiilor. Mihail Sadoveanu realizează această amintire sub forma unei scrisori adresate unui prieten. El îmbină descrierea locurilor copilăriei cu imaginea învățătorului pe care l-a îndrăgit, cu povestirea vizitei ministrului, introducând în momentele cele mai importante dialogul. Sadoveanu este un dar al naturii românești, într-atât peisajul nostru autohton și-a definit originalitatea prin scrisul său. Fără el ne-am cunoaște mai puțin țara în care trăim. I-a fost dat literaturii române privilegiul, rar în contextul literaturii universale, să ivească un scriitor înzestrat cu geniul pământului în care s-a născut
și pe care să-l înfățișeze într-un grad de fidelitate atât de ridicat, încât natura sadoveniană se confundă cu însăși natura românească. Cufundați în opera sadoveniană, avem senzația de a fi pătruns într-un uriaș templu, unde asistăm la un ritual înălțător. Este templul limbii sacre a strămoșilor, alcătuit din coloanele celor peste 100 de cărți, în care scriitorul și-a zidit propriul suflet. Seara pe deal, buciumul sună cu jale, turmele urc, stelele scapă din cale, apele plâng, clari zvărând în fântâne, sub un salcâm, dragă, mă aștepți tu pe mine. Luna pe cer trece așa sfântă și clară, ochii tăi mari caută-n frunza cea rară, stelele nasc unes pe bolta senină, pieptul de dor, unde de gânduri ți-e plină. Mourii curg, raza lor șiruri despică, streșene vechi, casele în lună ridică, scârții în vânt, cumpănă de la fântână, vale în fum, fluire în murmură în stână. Și osteniți oameni cu coasa în spinare vin de la câmp.